Nu nouă, Doamne, nu nouă, ci numelui Tău de slavă, pentru bunătatea Ta, pentru credincioșia Ta. Pentru ce să zică neamurile, unde este Dumnezeul lor? Dumnezeul nostru este în cer, El face tot ce vrea. Fie ca în vremea aceasta, în anul 2020, când bântuie pandemia acestui virus peste tot pământul, Domnul să-și arate îndurarea față de casele noastre, așa cum scrie în continuare aceleași Psalm 115, de la versetul 12, Domnul își aduce aminte de noi, El va binecuvânta, va binecuvânta casa lui Israel, va binecuvânta casa lui Aaron, va binecuvânta pe cei ce se tem de Domnul, pe cei mici și pe cei mari. Fiți binecuvântați de Domnul care a făcut cerul și pământul. Amin. Astăzi vreau să pornim în cercetarea Scripturilor de la cuvintele lui Iosua, de la cea din urmă adunare, că într-un fel situația se potrivește foarte bine, că și noi am avut-o cea din urmă adunare și acum suntem fiecare la casele noastre și omului Dumnezeu le-a spus. Cartea ce poartă numele, capitolul 24, versetul 15, partea finală a versetului. Cât despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului. Vreau să ne uităm în Scripturi la ceea ce ne învață Cartea Sfântă despre slujirea spirituală acasă. Încep pe lângă binecuvântarea de la început cu un salut potrivit pentru casă, așa cum îl găsim scris în cartea 1 Samuel, capitolul 25, cum i-a învățat David pe tinerii aceia să salute atunci când vor ajunge la Nabal, versetul 6. Să trăiești în pace și pacea să fie cu casa ta și cu tot ce este al tău. Tot un cuvânt asemănător a spus Domnul ucenicilor să folosească atunci când ajung într-o familie și scrie în Luca 10 de la versetul 5, în orice casă veți intra să ziceți întâi, pacea să fie peste casa aceasta. Pentru că acum mesajul ajunge la dumneavoastră acasă, nu în adunare. Și spune în continuare, sunt cuvintele Domnului, și dacă va fi acolo un fiu al păcii, pacea voastră să rămână peste el. Alminteri, ea se va întoarce la voi. Eu nădăjduiesc să rămână în fiecare casă pacea Domnului pentru aceste vremuri tulbure, o pace, cum spunea Domnul și în Ioan 14 cu 27, nu cum o dă lumea, ca să nu se înspăimânte inima. În ceea ce privește viața spirituală, ea poate să se deruleze la templu, în cazul nostru la adunare, dar și acasă. În Fapte, la capitolul 2, citim versetul 46 despre cei din tâi ucenici, după ziua cinzecimii, toți împreună nelipsiți de la templu, în fiecare zi, frângeau pâinea acasă și luau hrana cu bucurie și curăție de inimă. Și tot despre ei citim în capitolul 5, versetul 42, tot aici în Fapte, în fiecare zi, în templu și acasă, nu încetau să învețe pe oameni și să vestească Evanghelia lui Iisus Hristos. Așa a înțeles și Apostolul Pavel și a dus modelul acesta la neamuri, după cum scrie în Fapte 20, versetul 20. Știți că n-am ascuns nimic din ce vă era de folos și nu m-am temut să vă propovăduiesc și să vă învăț înaintea norodului și în case. Așadar, dacă în vremea aceasta trebuie să slujim acasă, să ne dea Domnul biruință. De altfel, slujirea acasă este frecventă întâlnită în istoria umanității.
Dumnezeu a dat poruncile sale unei case, Adam și Eva. Mai apoi îl întâlnim pe Enoch, umblând acasă cu Dumnezeu. Avem istoria lui Noe, cel care avea doar familia credincioasă. El și să fi vrut nu putea să aibă adunare, că nu erau alți credincioși. Ba mai mult, pe timpul șederii în corabie, aproximativ un an de zile, au slujit acolo Domnului. Cu siguranță cred că au slujit, că și după ce s-a dat jos din corabie, a făcut un altar înaintea Domnului. Putem să îl amintim și pe Avram, căruia Dumnezeu i-a vorbit ca familie, pe Isaac, pe Iacov, sau pe alții din afara poporului Dumnezeu, cum avem un Iov, sau în vremea noastră și nu numai, în toată istoria, în vremuri de persecuție, când credincioșii nu s-au putut aduna mai mulți decât prin familii sau poate numai la nivel de familii. Ne spuneau niște frați care s-au întors dintr-o țară din Africa, unde au intrat în secret, că acolo se adună cel mult 7. Sunt repartizați pe celule și sunt organizați în așa fel încât să nu se poată divulga, și dacă vreunul ar fi prins și ar trăda sau de teamă ar relata ceea ce se întâmplă. Ba mai mult, Domnul Iisus Hristos spunea în Matei capitolul 18:20 că dacă sunt 2 sau 3, ceea ce se poate interpretea și ca familie, 2 soți și 3 după ce încep să vină copii, El este acolo. Ba chiar mai mult de atât, scrie în Matei 6:6 că omul se poate ruga și singur, încuie ușa și Domnul îl ascultă. N-a fost așa cazul lui Daniel, care se ruga singur de 3 ori pe zi, cum scrie în Daniel 6:10. Bineînțeles că se ruga și cu ceilalți, nu știu exact dacă mai trăiau în vremea încercării lui cu groapa leilor, cu decretul de restricționare a închinării. De asemenea, prin asta nu vreau să facilitez și să încurajez izolarea. În mod deosebit, dacă e vorba de unul singur, scrie în Eclesiastul capitolul 7 că există riscul să te pierzi de unul singur, mai cu seamă dacă te crezi mai deosebit și mai bun decât alții. Vom lua așadar aspectele practice ale slujirii acasă și vom vedea că și în această perioadă ne putem apropia de Dumnezeu, Dumnezeu va lucra și noi putem să creștem spiritual și chiar mai mult slujirea noastră să fie folositoare și pentru alții. În vremea aceasta, ce casă vom zidi? Poate unii au băgat de vină că la adunare nu predică cine vor ei, nu cântă și nu se întâmplă cum le place. Acum ar putea acasă să-și facă așa cum crede ei că e mai plăcut Domnului. Domnul spunea o pildă despre 2 case, așa cum scrie în Matei 7, de la versetul 24. Diferența dintre ele a fost una de substrat și ce facem acasă adesea nu se vede, dar se simte și are rezultate. O casă a rămas zidită pe stâncă, așa cum a fost așezată, iar cealaltă s-a prăbușit și spune Scriptura că prăbușirea a fost mare. Ce se va întâmpla cu familiile noastre în această perioadă de criză, să o numim? Vom progresa spiritual sau ne vom ruina? Aș vrea să vă vin în ajutor, frați și surori, stimați familiști, cu câteva porunci biblice, recomandări pentru slujirea acasă. În primul rând să știm că avem responsabilități la nivel de familie. Nu este ceva facultativ. Soțul, în mod deosebit capul familiei, ca unul al cărui cap trebuie să fie Domnul Iisus Hristos, trebuie să fie gata să organizeze activitatea spirituală acasă.
Dar nu este o interdicție nici pentru soție. Dacă el nu este acasă sau dacă nu este evlavios sau dacă nu are râvnă suficientă. Bine ar fi însă totul să plece de la bărbat, așa cum a început Dumnezeu umanitatea, întâi Adam și apoi Eva. Să putem spune, cum scrie la Psalmul 101, versetul 2, mă voi purta cu înțelepciune pe o cale neprihănită când vei veni la mine, voi umbla cu inimă fără prihană în mijlocul casei mele. Avem responsabilități ca soți, ca părinți mai exact, față de copii. Și Scriptura vorbește, citesc din cartea Proverbele, din capitolul 1, versetul 8, despre învățătura tatălui și îndrumările mamei. Și tot din Proverbe citesc din capitolul 6, de la versetul 20, de sfaturile tatălui și de învățătura mamei, care trebuie să fie dată copiilor. Deci, să știm că și atunci când adunarea va funcționa normal, am spune și ne putem aduna în zilele rânduite, viața de familie în ce privește responsabilitatea, slujirea, tot trebuie să continue, dar acum este mai imperativă problema. Odată ce ne-am însușit aceste responsabilități, vreau să privim în continuare la conținutul activităților spirituale, adică ce să facem acasă în slujirea noastră. În primul rând, citirea și explicarea Scripturilor, să stăruim în învățătura sfântă, cum procedau ucenicii în învățătura apostolilor. Din Scripturi ne vine înțelepciunea. Dumnezeu a dat legea sa poporului evreu și scrie în cartea Deuteronom la capitolul 4, versetul 6, să le păziți și să le împliniți, căci aceasta va fi înțelepciunea și priceperea voastră înaintea poporului care vor auzi vorbind și toate aceste legi și vor zice, acest neam mare este un popor cu totul înțelept și priceput. Și scrie tot aici în versetul 8, și care este neamul acela așa de mare încât să aibă legi și porunci așa de drepte, cum este toată legea aceasta pe care vă pun astăzi înainte. Să beneficiem de faptul că trăim într-o vreme în care toți putem citi? Avem Biblii din belșug? Există libertate? Ba chiar mai mult? Mulți în vremea aceasta au mai mult timp. Suntem oarecum siliți să stăm acasă și să folosim timpul de acasă. Spune Scriptura și în Proverbe, capitolul 24, referitor la înțelepciune, și eu leg aceasta de Scripturi și de familie. Citesc de la versetul 3, prin înțelepciune se înalță o casă și prin pricepere se întărește, prin știință se umplu cămările ei de toate bunătățile de preț și plăcute. Un om înțelept este plin de putere și cel priceput își oțelește vlaga, căci prin măsuri chipzuite câștigi bătălia și prin mare număr al sfetnicilor ai biruință. Da? Și aș lua două exemple de oameni cărora Dumnezeu, cărora sfinții le-au spus că vor deveni înțelepți studiind Scriptura. Asta scrie și în Psalmul 119, că se deveni mai înțelepți decât bătrânii. Dar eu citesc din cartea Iosua, capitolul 1, versetul 8, un verset care e bine să învățăm copiii noștri și noi să-l știm în a-l practica. Sunt cuvinte rostite de Domnul care a zis robului său Iosua, cartea aceasta a legii, și atunci nu erau decât cărțile lui Moise, dar între timp avem har Domnului totul până la Apocalipsa. Să nu se depărtezi de gura ta, cujet asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea, căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale și atunci vei lucra cu înțelepciune. Iar Apostolul Pavel scria în a doua Timotei, capitolul 3, de la versetul 15, din pruncie cunosc Sfintele Scripturi, care pot să-ți dea înțelepciunea care duce la mântuire.
Ba mai mult, toată Scriptura dă înțelepciune în neprihănire și face omul să fie în primul rând al lui Dumnezeu și apoi să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Fie ca în vremurile acestea Biblia să fie la loc de cinste, pe masa noastră, în mâinile noastre, în gura noastră și în întreaga noastră ființă. În al doilea rând, rugăciunea se poate practica începând cu unul, dacă-s doi și apoi toți din casă, cerând Domnului să binecuvinteze casele noastre așa cum s-a rugat David atunci când a aflat că Dumnezeu are în plan familia lui. Să ne rugăm așa cum se ruga Corneliu, despre care citim în Cartea Faptele Apostolului la capitolul 10, versetul 2, se ruga totdeauna lui Dumnezeu. Să știm că prin rugăciune ne dovedim, ne declarăm dependența noastră față de Dumnezeu, nu ne încredem pe puterea noastră. Căci dacă nu zidește Domnul o casă, noi muncim degeaba. Dacă nu păzește Domnul, grija noastră n-are niciun rost. Da, bine spunea Psalmistul în 32:6, orice om evlavios să se roage ție la vreme potrivită și chiar de s-ar vărsa ape mari și iată că acum sunt multe în jur, pe el nu îl vor atinge deloc. Pentru că rugăciunea ne scutește de temeri și de multe probleme, cum spune și Apostolul Pavel la Filipeni, capitolul 4, versetul 6. Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cerile voastre la cunoștința al Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri și iată efectul, scris în versetul următor. Și pacea lui Dumnezeu, de care spuneam de la început și de care e atâta nevoie în vremea aceasta, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Doamne, dă-ne har în rugăciune și ascultă-ne când te chemăm. După citirea Bibliei și rugăciunea, e potrivită cântarea în familiile noastre. Să fie așa cum spune Psalmistul la 118, versetul 15, strigăte de biruință și de mântuire se înalță în corturile celor neprihăniți. Dreapta Domnului câștigă biruința. Să lăudăm pe Domnul că este frumos și se cuvine să-L lăudăm. De cu zori, cum spune Psalmistul, de la răsăritul soarelui până la apusul lui, să fie în casa noastră cuvinte de laudă pentru Domnul, să spunem mereu, slăvit să fie Domnul. Să-i mulțumim în rugăciunile noastre pentru fiecare zi, pentru fiecare pâine, pentru toate lucrurile. Și în al patrulea rând, în ce privește conținutul activităților spirituale de acasă, un loc de unde neglijat trebuie să îl ocupe descoperirile și lucrările Domnului. Așa cum scrie la Psalmul 78, citesc de la versetul 4, nu mă ascunde de copii, și vom vesti neamurile de oameni care va veni laudele Domnului, puterea Lui și minunile pe care le-a făcut, să relatăm lucrările profetice ale Duhului Sfânt, istorii sfinte, minuni și alte semne care Dumnezeu le-a lăsat. Cu astfel descopere au lăsat în Israel sărbătorile. Era sabatul săptămânal, era Paștele, sărbătoarea cinzecimii, a corturilor, când împreună cu familie se deplasau la templu, dar să nu uităm că sărbătoarea de peste săptămână era acasă. De asemenea, Paștele, cum este scris în Exod 12 și 13, era ocazie ca să povestească părinții copiilor, să le relatați copiilor dumneavoastră cum a lucrat în viața dumneavoastră până aici. Ce ați auzit de la alții, cum am citit aici în Psalmul 78, unde scrie în versetul anterior, ce am auzit, ce știm, ce ne-au povestit părinții noștri.
sunt ocazii binecuvântate prin care să spunem celor din casă felul în care am văzut puterea lui Dumnezeu. Mărit să fie Domnul! Așadar, putem să avem un program bogat. Îmi amintesc, atunci când erau copiii mai mici, chiar dacă nu eram acasă, făceam slujbă, își puseseră în loc de microfon o cariocă, un scaun era la amvon și anunțau pe ceilalți. Chiar și atunci când ne deplasam pe drum cu un microbuz, cum eram 10 persoane, se citea din Scriptură și fiecare spunea câte o idee, mai cântam. Și îmi pare rău că n-am făcut mai mult pentru familia mea. Să ne ajute Bunul Dumnezeu pe toți la vreme potrivită, începând cu cei mai mici și până la cei mai mari, dacă putem să-i adunăm, situația le permite și vor, să stăm la un altar sfânt în casele noastre și să ne bucurăm în familiile noastre. S-a întâmplat undeva într-o familie că a venit o rudenie de mai departe și a văzut că n-aveau televizor. Și a întrebat, voi ce face seara? Și i-au spus, vei fi cu noi aici și vei vedea. Seara au cântat, s-au rugat, au citit în Biblie și rudenia aceea, o femeie, a început să lăcrimeze și a zis, la voi e mai fain ca la televizor, e mult mai fain. Da, e frumos în părtășie cu Domnul. Să nu pierdeți timpul după știri în perioada asta. Numai vă inspiră teamă. E suficient să ne informăm de ceea ce este legal, oficial, dar nu din oră în oră. Mai degrabă din oră în oră sau ori de câte ori avem ocazia să lăudăm pe Domnul. Aș vrea acum una... treia parte a recomandărilor, după ce v-am spus că avem responsabilități, după ce am prezentat în mare conținutul activităților spirituale, să prezint câteva scopuri ale slujirii sfinte din familie. În primul rând, educația sfântă. Să ne formăm spiritual, să creștem, să ajungem la înălțimea staturii plinătății lui Hristos. Atât părinții, cât și copiii. De aceea spuneam că bărbații au în primul rând datoria organizării acestor activități. Spune Scriptura în 1 Corinteni, capitolul 14, versetul 35, că femeile pot să întrebe pe bărbații lor acasă. Și surorile au datoria lor, dacă sunt numai ele și... bărbații se zic, sunt plecați, se pot ocupa de copii, am citit din proverbe, de învățătura mamei, de îndrumările ei. De asemenea, scrie Apostolul Pavel la Tit, capitolul 2, că cele mai în vârstă, versetul 4, pot să instruiască pe cele mai tineri să știe cum să se comporte în familie. În mod deosebit, aici aș insista pe educația pe care trebuie să o dăm copiilor noștri. Să se poate spune despre noi, așa cum s-a spus despre Avram, citesc din Cartea Genesa, capitolul 18, versetul 19, sunt cuvintele lui Dumnezeu care a zis că eu îl cunosc și știu, care să poruncească firul lui și casei lui după el să țină calea Domnului, făcând ce este drept și bine, pentru că astfel Domnul să împlinească față de Avram ce i-a făgăduit. Să spunem celor din casă că toate făgăduințele lui Dumnezeu sunt condiționate de viața noastră, de modul în care trăim principiile sfinte, să-și amintească peste ani copiii noștri, așa cum își amintea Solomon și scrie el în Proverbe la capitolul 4 de la versetul 3, căci când eram încă fiul la tatăl meu și fiu ginga și singur la mama mea, el mă învăța atunci și îmi zicea, păstrează bine inima ta cuvintele mele, păzește învățăturile mele și vei trăi. Să ne amintim de cele poruncite de Dumnezeu prin Moise, citesc din Cartea Deuteronom de la capitolul 6, începând cu versetul 5, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta. Și poruncile acestea pe care ți le dau astăzi, să le ai în inima ta
să le întipărești în mintea copiilor tăi când vei fi acasă, când vei pleca în călătorie, când te vei culca și când te vei scula. Să le zici ca un semn de aducere aminte la mâini și să-ți fie ca niște fruntari între ochi, să le scrii pe ușorii casei tale și pe porțile tale. Deci iată activități 100% care trebuie să desfășoare în viața de familie. În capitolul 11 din Deuteronom sunt reiterate aceste principii cu făgăduința din versetul 21 și atunci zilele voastre, zilele copilor voștri în țara care Domnul jura părinților voștri că le va da, vor fi toate de multe cât vor fi zilele cerului deasupra pământului. Toate sunt condiționate, toate binecuvântările. Așadar, să ne dea Bunul Dumnezeu harul să ne facem datoria, chiar și în acele familii unde nu sunt toți credincioși. Sunt situații în care tata e grec și cu filozofiile vremii și cu știrile și numai mama este credincioasă, iudeică, evlavioasă sau poate bunica, așa cum scrie spre Timotei în 2 Timotei, capitolul 1, scrie de la versetul 5 că s-a lăsuit întâi credința în bunica, în mama și apoi în el când, versetul 15 în capitolul 3, din pruncie, în timp ce au fost predate lecțiuni biblice. Să dea Domnul har vieții noastre ca educația să poată să ne ducă la maturizare, ca să putem sluji, să putem fi adevărați misionari în casele noastre, să fie loc de rugăciune dacă e nevoie și pentru alții. Să ne adunăm rudenile, cum scrie spre Corneliu în fapte 10:24, că au venit la el în casă și au primit credința. Cum scrie spre Acuila și Priscila, în mai multe locuri în Scriptură, că în casa lor era o educație binecuvântată și acolo Apollo și alții în alte împrejurări au fost instruiți. Fie așadar casele noastre un loc de popas duhovnicesc, un loc de educație sfântă, ca să putem apoi să slujim și astea toate să se răsfrângă pentru noi ca o mare binecuvântare, așa cum dorea Apostolul Pavel pentru casa lui Onisifor, cum scrie în 2 Timotei, capitolul 1, versetul 16, să-și verse Domnul durarea peste casa lui, că l-a căutat pe apostol, cu multă grijă l-a găsit și rostește o binecuvântare, dea Domnul să capete îndurare de la Domnul în ziua aceea. Tu știi foarte bine cât ajutor mi-a dat el în Efes. Cum se formează astfel de slujitori binecuvântați? În familie? Cu un Timotei care slujește ca un rob, ca un copil lângă tatăl său, niște lecții prin care familiile noastre să fie formate, să fie gata să slujească acasă și să fie pregătite pentru slujire în comunitate, la orice nivel, cu rudenile, cu vecinii, de la om la om, sau în orice altă lucrare, după cât de extinsă va îngădui Domnul să ne fie dată. Un al doilea scop. Familia este locul unde trebuie să se exercite disciplina spirituală. Unde să verificăm pocăința dacă nu acasă? La biserică putem fi pocăiți 2 ore, 3 ore pe zi, dar la acasă 24 din 24 uneori nu putem să jucăm teatru. Acasă se știe că suntem de pocăiți. Multe aspecte ale disciplinei spirituale ar trebui aplicate acasă. Și Domnul ne cheamă la aceasta, cum i-a spus lui Iacov, citesc din cartea Genesa, capitolul 35, atunci când au trecut ani și el a fost preocupat de cele pământești, de mulțimea nevoilor pentru casa sa cea mare. Dar Dumnezeu i-a zis, scoală-te, suie-te la Betel, locuiește acolo și ridică un altar Dumnezeului care ți-a arătat când fugeai de fratele tău Esau. Și Iacov a înțeles ce înseamnă să stea înaintea Domnului și a zis casele tuturor și erau cu el, scoateți Dumnezeii străini care sunt în mijlocul vostru, curățiți-vă și schimbați-vă hainele, ca să ne sculăm, să ne suim la Betel, căci acolo vor ridica un altar Dumnezeului care m-a ascultat în ziua necazului meu și care a fost cu mine în călătoria pe care am făcut-o. Și iată că a avut autoritate, pentru că scrie în versetul următor, i-au dat lui Iacov toți Dumnezeii străini care au în mâinile lor cercei pe care îi purtau în urechi,
Iacov i-a îngropat în pământ sub stejarul de lângă Sihem. În Cartea Judecătorii, în capitolul 17, este o situație negativă în care o mamă se pare că nu era nici ea evlavioasă și nu și-a educat nici copilul. De ce spun asta? Pentru că spune în versetul 2 că ea a blestemat. Ba mai mult, scrie în versetul 4 că ea a facilitat ca fiul ei, care de fapt era un hoț, chiar de la mama lui luase arginții aceia, să aibă anumite obiecte cultice idolatre. Spune în versetul 4 că ea a dat acele 200 de sicli de argint unui argintar și a făcut din el un chip cioplit și un chip turnat. Ba încă era atât de absent în cele sfinte încât a zis: închin cu mâna mea argintul acesta Domnului. Și ceea ce a urmat a fost tragic nu doar pentru casa lor, ci pentru un trib întreg. Era o femeie care, repet, nu și-a educat copilul, ba încă dimpotrivă a fost de acord. Ea i-a construit cu banii ei un templu idolatru acasă. Trist așa ceva. Uneori, ca și în cazul părinților Gedeon, ar trebui copiii să facă ordine. Știți că acolo scrie în capitolul 6, el a îndrăznit numai noaptea să demonteze idolatria tatălui său. Oricum, noi la nivel de familie ar trebui să vedem ce trebuie să facem. Sunt situații când copiii sunt mari și nu mai putem controla, dacă avem lipsuri din educație, rămâne să ne rugăm. Dar acolo unde se poate să verificăm, Scriptura ne învață, scrie în Cartea Deuteronom în mod repetat, ce natură au banii care intră în casă. Să veghem, scrie tot în Cartea Deuteronom la capitolul 7, versetul 26, ce se introduce în casa noastră, mă refer aici ca și obiecte, scrie să n-aduci niciun lucru rucios în casa ta, ca să nu fii nimicit cu desăvârșire tu și lucrul acela, să-ți fie groaz de el, să-ți fie scârbă de el, căci este un lucru blestemat. Mai blestemată decât tehnologia vremii noastre, nu cred că poate fi altceva. Stimați părinți, suntem datori să urmărim ce se întâmplă cu copiii noștri. Ce vizualizează, ce citesc. Nu-i credeți ușor, controlați-i, încât se poate recomand să fie în familii cât mai absent această tehnologie. Bine ar fi să fim fără ele, cum m-a întrebat cineva, frate, să-ți trimit un mesaj pe WhatsApp, zic, n-am. Și a zis, dar de ce n-ai? Că ușor descarci aplicația. Zic, pot trăi fără. Da. Și viața ar fi mult mai naturală. Să fim așadar atenți ca să nu vină peste noi mânia lui Dumnezeu. Spunea David, citesc din Psalmul 101, că el s-a hotărât să vadă ce se întâmplă în casa lui. Spunea, citesc versetul 5, pe cel ce clevetește nascuns pe aproapele său îl voi nimici. Pe cel cu priviri tufași și cu inima îngâfată nu-l voi suferi. Versetul 7, cel ce se dă la înșelăciune nu va locui în casa mea, cel ce spune minciuni nu va sta înaintea mea. Și Noul Testament scrie în condițiile pentru slujitori în 1 Timotei, capitolul 3, să ne administrăm casele, dar asta se cere la toți. Acolo e scris doar că cei care au reușit în privința asta se învrednicesc ca fi slujitori, se dovedește autoritatea. Mai scrie tot în 1 Timotei, la capitolul 5, versetul 8, și asta se poate aplica în orice domeniu, dacă nu poartă cineva grijă de ai lui,
și mai ales de cei din casa lui s-a lepădat de credință și este mai rău decât un necredincios. Vedeți câte măsuri se iau acum de izolare ca să nu se transmită virusul? De ce n-am luat noi modelul acesta, că bine spunea Domnul că fiii viacului pentru problemele lor sunt mai înțelepți decât fiii luminii? Să facem și noi carantină. Eu cred că un copil care nu-i născut din nou nu se poate controla de la tot ceea ce este stricat și vinovat în internet. Repet, nu este vinovăție mai mare, avalanșă de păcate, mizerie mai mare decât ceea ce vine prin tehnica vremii noastre. Să dăm afară tot ceea ce este rău și să știm că la nivel de familie, slujirea sfântă presupune nu doar educație, ci disciplină spirituală. În al treilea rând, slujirea sfântă la nivel de familie trebuie să ne aducă direcții călăuzitoare în viață. Dacă e vorba de căsătorie, aici se decide căsătoria. Spune Scriptura în Genesa 24, dar și în 1 Corinteni, capitolul 7, că părinții au o contribuție. E drept că în vremea din urmă s-a cam restrâns autoritatea și contribuția părinților, dar totuși credem că sunt copii care țin cont de ceea ce spune tata și mama. Aici se interpretează mesajele din partea Domnului pentru a înțelege cu cine să se căsătorească fiii și fiicele noastre. Călăuzirea este foarte importantă la nivel de familie și acceptarea voii Domnului în ce privește nașterea copiilor. Am fost surprins să aud pe niște tineri spunând, se pregăteau de nuntă, ne-am înțeles câți copii să avem, dumneavoastră ce ziceți? Evident că i-am sfătuit să se înțeleagă cu Dumnezeu. Și dacă îl ascultă, va fi fericit de ei. Am reascultat recent slujba de la nunta noastră, a mea și a scumpei mele soții. Și am reauzit încă o dată cum păstorul s-a rugat pentru noi în ziua nunții, Doamne, dacă vei da copii în familia aceasta, fă-i să înțeleagă voia ta și în privința aceasta. Și în privința aceasta avem mulțumirea în ce privește nașterea copiilor că l-am ascultat pe Domnul. Este mare împlinire la nivel de cuget și de viață să știi că l-asculți pe Dumnezeu. Este o doctrină bine pusă la punct ceea ce scrie în Scriptură despre nașterea copiilor. Numai să vrem să ascultăm și să ne lăsăm călăuziți. Apoi tot în ce privește direcțiile călăuzitoare în viață, stabilirea domiciliului are în vedere familia. Nu ne putem muta de capul nostru odată ce ne-am căsătorit. În Ieremia, capitolele 42 la 44, avem niște familii scăpate de războiul de cucerire babilonian care au întrebat pe Domnul, au procedat corect până aici, să se mute sau nu în Egipt. Trist este că n-au ascultat, fiindcă la nivelul acelor familii se practica idolatria și nu-l cunoșteau pe Domnul. Dar ce frumos exemplu avem a familiei din Sunem, în mod deosebit acelei femei cu inițiativă care a fost gazda lui Elisei, care a fost sfătuită de Domnul să se mute din țară, că urma o foamete și a venit înapoi și a fost binecuvântată de Domnul pentru că s-a întors exact în cel mai potrivit moment. Cu siguranță sunt și alte domenii legate de serviciu sau de alte investiții în care la nivel de familie trebuie să luăm anumite decizii și starea noastră spirituală bună va oferi Domnului ocazii să ne călăuzească, nu să ne pedepsească. În al patrulea rând, scopul slujirii spirituale sfinte de acasă este mijlocirea pentru ai noștri, așa cum proceda Aron, dar și pentru alții, spune Scriptura în Cartea Levitic, în capitolul 16, versetul 17, că el ca mare preot trebuia să facă ispășire pentru el și pentru casa lui și pentru toată adunarea lui Israel. Și Petru spune în
Întâia sa epistolă, capitolul 2, versetele 5 și apoi de la 9 și 10, că noi suntem o preoție. Preoții aveau menirea să mijlocească între oameni și Dumnezeu. Să mijlocim pentru cei din casă, pentru rudenii, pentru adunare, pentru națiune. Acasă există timp mai mult decât la adunare în a mijloci. Putem să ne organizăm cu post suplimentar. Noi avem o zi de post la Betel vineri pentru toată adunarea, dar cred că orice credincios are și pentru casa lui și poate și pentru alte cauze, în funcție de responsabilități și posibilități. Să fim așa cum a spus Neemia celor din vremea sa, citesc din cartea sa, din capitolul 4, versetul 19. Luptați-vă pentru frații voștri, pentru fiii voștri și fetele voastre, pentru nevestele voastre și pentru casele voastre. Sau cum proceda Iov, scrie în capitolul 1 al cărții sale, versetul 5. Și după ce trece zel de ospăți, Iov chema și sfințea pe fiii să se sculadiți dimineața aceea pentru fiecare din ei câte o ardere de tot. Că zicea Iov, poate că fiii mei au păcătuit și au supărat pe Dumnezeu în inima lor. Așa avea Iov obicei să facă, o practică statornicită în viața acestui om cu care Dumnezeu s-a lăudat. Să practicăm mijlocirea preventivă ca Domnul pentru Petru, să practicăm și mijlocirea post-operativă ca și Moise pentru popor și să strigăm la Domnul să se îndure de noi și de toată națiunea în situația aceasta. Și în al cincilea rând, și ultimul, la nivel de familie se stabilesc relațiile cu rudenile, cu frățietatea. Aici primim vizite sau decidem unde mergem vizite. Decidem ce relații vor fi între familiile copiilor noștri căsătoriți. Dacă vom putea păstra un climat de pace și de evlavie, ce facem atunci când ne întâlnim, când vin alții la noi? Fără să intru în detalii, am predicat despre asta altă dată, scrie în Exod 18 că atunci când a venit Ietro la Moise, jenerile său i-a povestit despre minunile Domnului. Dar în viața lui Ezechia, deși a fost un rege evlavios, este scris în Isaia 39 că atunci când au venit trimișii din Babilon, el le-a prezentat proprietățile care le avea. Deși ei au venit să întrebe de minunea vindecării lui, să știm așadar cum să ne comportăm, să fim ca Lidia care chemăm slujitorii la noi acasă. Acum nu se poate că este restricția aceasta. Dar eu vorbesc la modul general în anumite aspecte. Aici, la nivel de familie, ne implicăm în a mobiliza toată casa să ne deplasăm la adunare atunci când vom avea posibilitatea. Iată așadar cât de amplă, cât de complexă și de binecuvântată ar trebui să fie viața spirituală în familie. Recapitulez. Scopurile slujirii sfinte sunt educația spirituală, disciplina spirituală, călăuzirea în viață, mijlocirea și relațiile familiei interne sau externe. Cu siguranță că pot fi prezentate și alte scopuri, dar nu putem să vorbim de toate odată. Aș vrea, drept concluzii, în încheiere, să afirm că noi putem să atragem binecuvântare sau blestem în casa noastră prin felul în care slujim sau nu slujim Domnului la noi acasă. Dumnezeu a binecuvântat anumite familii pentru slujirea lor. În cartea 1 Samuel, la capitolul 7, este scris despre o familie în care, într-un anumit context, chibotul Domnului a rămas la ei pentru o vreme și s-au socotit datorii, dat fiind prezența Domnului la ei acasă să slujească. Suntem conștienți că prezența Domnului
este real în casele noastre prin Duhul și că noi suntem templele Duhului Sfânt, scrie în 1 Samuel 7, citesc versetul 1, locuitorii din Kiriat Yearim au venit și au suit chivotul Domnului, l-au dus în casa lui Abinadab pe deal și au sfințit pe fiul său Eleazar ca să păzească chivotul Domnului. Și a rămas multă vreme acolo. S-a întâmplat mai apoi că a fost dus chivotul într-o altă casă și a fost binecuvântată și casa aceea. Să înțelegem că Dumnezeu l-a binecuvântat pe Iob și l-a ocrotit pentru că avea o viață spirituală plăcută Domnului. Așa cum scria Solomon în cartea Proverbele, capitolul 14, versetul 11, casa celor ei va fi nimicită, dar cortul celor fără prihană va înflori. Să știm așadar să trăim în prezența Domnului la noi acasă, căci Domnul spunea, citesc din Ioan 14 cu 22, Iuda, nu Iscarioteanu, i-a zis, Doamne, cum se face că te vei arăta nouă și nu lumii? Drept răspuns i-a zis, dacă mă iubește cineva, va păzi cuvântul meu și tatăl meu îl va iubi. Noi vom veni la el și vom locui împreună cu el. Ce har! Chiar m-am gândit zilele acestea la un titlu pentru un articol care se sune așa. Stăm acasă, în paranteză, la noi sau ne ducem acasă, în paranteză, la Domnul? Dacă în familia noastră, aici unde noi conducem slujba, îi facem loc Domnului, El deja ne-a pregătit loc în cer și vrea să ne ducă acolo mai degrabă sau mai târziu. Acum este vremea noastră să-L chemăm pe Domnul acasă și să-L păstrăm acasă, că altfel pleacă, a plecat și din templu de la Ierusalim, de cum de la vreo casă. Nu cumva să aducem blestem peste casa noastră. Așa cum s-a întâmplat cu bietul Saul, cu casa lui Roboam I, deși a avut făgădințe mari ca David, și cu alte dinastii din Israel sau cu Acan, care a dus nenorocire peste toată casa. Este o tristeță să-ți vezi casa ruinată. Cum scrie în 1 Samuel 30 că partizanii lui David, când și-au văzut familiile dispărute de la Țiclag, au plâns până n-au mai putut plânge. Dar David s-a îmbărbătat pe Domnul și familiile nu erau pierdute, au fost recuperate. Așa să dea Domnul har multor familii să se recupereze în vremea aceasta. Și pe când ne vom aduna din nou la casa Domnului, să vedem că suntem mai mulți. Doamne ajută, Doamne dă izbândă. Deci noi putem să aducem binecuvântare sau blestem peste casa noastră. Dacă relațiile vor fi bune, cum scrie și în Maleahi la sfârșit și a reiterat Domnul prin lucrarea lui Ioan Botezătorul, vine binecuvântarea peste noi, altfel lovește Domnul țara cu blestem. Și în ultimul rând vreau să înțelegem că o familie spirituală, duhovnicească, va avea un binecuvântat efect comunitar, se va răsfrânge asta direct sau indirect asupra comunității frățești și a societății întregi, cum scrie în Proverbe 11 cu 10 și 11. Când le merge bine celor neprihăniți, toată cetatea se bucură. Și când pierd cei răi, tot strigă de veselie. Cetatea se înalță prin binecuvântarea oamenilor fără prihană, dar este surpată prin gura celor răi. Sunt suficient de mulți oameni în lumea asta care blestemă și nu știu să-L cheme pe Dumnezeu la ei acasă. Măcar noi, care am înțeles, să-L chemăm, să trăim în prezența Lui, până când vom pleca la El să fim pentru veci în prezența Lui. Doamne, dă har fiecărei familii. Amin.